Primăvara și-a intrat în drepturi și la cota 1800. Turiștii care au vrut să se bucure de vremea frumoasă au putut să o facă în județul Gorj, acolo unde o drumeție pe potecile de munte a fost o adevărată oază de relaxare. În schimb, cei care nu sunt adepții mișcării s-au mulțumit să admire peisajele de o frumusețe rară în care pajiștile pline de brânduși au fost vedetele decorului de poveste. Vremea frumoasă a fost cea mai bună invitație la mișcare în aer liber weekendul acesta, iar cei care au vrut să profite din plin de temperaturile crescute din termometre s-au lăsat purtați într-o drumeție pe cărările de munte. Muntele și-a așteptat drumeții cu o vreme ca de vară. Sunt 17 grade aici la cota 1800 și un peisaj superb, cu poieni pline de flori, păduri înverzite și încă zăpadă pe creste. Vrăjiți de peisajul scăldat în razele soarelui, turiștii nu s-au dat în lături și au pornit la pas până în vârful Păpușa, la peste 2300 de metri altitudine. Acolo, peisajul este unul de o frumusețe rară. Cum se vede de sus? E altceva, se vede altfel de sus. Totul se vede altfel de sus. E puțin efort până acolo, dar merită și pentru efort și pentru priveliște. Așa cald și așa fără zăpadă. Deci anul trecut, pe vremea asta, era un metru și ceva de zăpadă. Fie că au făcut o plimbare, fie că au vrut doar să admire covoarele de brândușe, oamenii care au fugit de aglomerația din marile orașe s-au bucurat de experiențe plăcute. Cum e vremea? E, splendid, vă dați seama, este super, merită să vii aici, la munte. Mă bucur de ce e aici. Îți place la munte? Da, mie îmi place. Dacă în vârf de munte primăvara și-a intrat în drepturi, pe Transalpina circulația este încă închisă pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, iar cei care vor să meargă aici vor fi nevoiți să aștepte până când drumul va fi dezăpezit. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.